Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, în emisia Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan și vom încerca astăzi să abordăm mai multe aspecte ce țin de activitatea politică din țară, împreună cu invitații ediției Roman Mihăiș, analist politic. Bună seara și bine ați venit. Și Igor Volnițchi, analist politic. Bună seara și bine ați venit, domnule Volnițchi. Vreau să începem de la un eveniment ce s-a desfășurat săptămâna trecută la Chișinău. Este vorba de apariția Almanahului Politic 2016, care, din câte cunosc, este cel de-al doilea, pentru că a fost și anul trecut. Domnule Volnițchi, în calitate de coautor, autor, nici nu știu cum să zic ca să fiu mai exact, vreau să ne spuneți mai multe despre ceea ce conține, de fapt, acest almanac și care au fost scopurile acestuia. Este într-adevăr a doua ediție a Almanahului Politic în formula tipărită, pentru că anterior noi am mai exersat. Este un exercițiu pe care îl facem echipa noastră de mai mulți ani. Adunăm în fiecare zi evenimentele politice care au loc în Republica Moldova, fie că e vorba de evenimente cu implicarea partidelor considerate tradițional mari, fie că e vorba de evenimente organizate de partide mai mici sau de organizații ale societății civile, dar care au evenimente ce pot fi într-o oarecare legătură cu politica din Republica Moldova, și iată că toate aceste evenimente adunate zi de zi, oră de oră, se regăsesc în această și a doua ediție, și în prima ediție, și în precedent, care nu au avut forma unei ediții tipărite. Sunt evenimente redate pe scurt, în două, trei fraze, fără careva comentarii, fără careva aprecieri, și nici nu știu dacă sunt atât de importante aceste ediții pentru actuala generație, cât pentru, probabil mai mult, sunt importante pentru generațiile viitoare, care vor veni, vor răsfoi acest almanah, vor ști fiecare politician, fiecare partid, cine și cu ce s-a ocupat în fiecare zi a fiecărui an. Adică, mai degrabă, lucrăm pentru generațiile următoare, dacă putem spune așa, și este un volum de lucru enorm. Este unica ediție din Republica Moldova asupra căreia se lucrează 365 de zile. În fiecare zi se adună materialul, în fiecare zi seara se alocă o oră în care el este sistematizat, stocat, astfel încât pe final de săptămână se face o primă totalizare, pe final de lună o a doua totalizare, ca pe final de an să avem deja un tablou întreg al anului politic. Domnule Volnițchi, 360 de pagini, dacă nu mă înșel peste memoria, aproximativ costă mai mult decât anul trecut. Asta înseamnă că anul 2016 a fost mai rodnic? Da, este evident, am avut un an electoral, un an foarte complicat din punct de vedere politic, și dacă îmi permiteți, o să vă amintesc aici acea multitudine de evenimente. Spre exemplu, luna ianuarie a trecut în totalitate sub semnul încercărilor de a investi un nou guvern. Vă amintiți, atunci am avut câțiva candidați la funcția de prim-ministru, a fost și domnul Sturza, care a ieșuat în tentativa de a conduce un guvern, de a obține votul de încredere al Parlamentului pentru echipa și programul său, a fost și domnul Păduraru, chiar dacă a fost candidat desemnat doar o singură zi, s-au vehiculat și alte nume pentru ca în final să se ajungă la candidatura domnului Filip, actualul prim-ministru. Apoi au urmat proteste masive. Practic, luna februarie a trecut în mare parte, dar și o parte din luna ianuarie, sub semnul protestelor masive ale opoziției, proteste ale opoziției, dacă îi putem spune așa, consolidate, pentru că am avut minim trei forțe de opoziție ce au protestat. A venit luna martie, când am avut acel început a campaniei de colectare a semnăturilor pentru referendumul de modificare a Constituției, și tot în martie am avut și acea decizie a Curții Constituționale care a schimbat regulile de joc prin revenirea la alegerea directă a președintelui țării de către întreg poporul. Aprilie, am avut acel amplu protest din 24 aprilie, care s-a lăsat cu altercații din Duminica Floriilor. Apoi a fost raportul de 100 de zile al premierului Filip, atunci când s-a anunțat începutul reorganizării guvernului, temă care a marcat întreg anul. Mai a venit crearea Partidului Acțiune și Solidaritate, și tot așa, și tot așa. Adică a fost un an foarte complicat, în special în ultima sa parte, lucru care reiese și în almanahul politic, în special când zic ultima parte, am în vedere ultimele 4 luni, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, luni marcate puternic de campanii electorale peste campanii electorale. Am avut alegerile prezidențiale, am avut alegerile în Adunarea Populară de la Comrat, am avut așa zisele alegeri ale așa zisului președinte al Transnistriei, am avut alegerile Parlamentul României, care au avut un ecou puternic și la noi, în Republica Moldova. Prin urmare, e și justificat această majorare cu peste 100 de pagini al Almanahului Politic 2016 în raport cu Almanahul Politic 2015.
Domnule Mihaiș, haideți să vorbim despre însemnătatea acestui almanah din prisma unui om care este pe fază, este cel care observă orice activitate de pe arena politică. Sigur că acest almanah, din punctul meu de vedere, vine să completeze, ca să zic așa, acel câmp de analiză politică, pentru că el va rămâne în istorie. Pentru istorie, bineînțeles că va fi un instrument foarte util. Este o radiografie, dacă înțeleg eu corect. Sigur, da. Pe date, pe luni, pe evenimente, e foarte bine structurat și este un instrument util pentru cercetători, pentru politologi, pentru analiști politici, pentru politicieni, de a vedea cum au decurs lucrurile într-un an sau altul de Republica Moldova în ceea ce privește evenimentele politice cele mai importante, că bănuiesc că n-au întâlnit chiar toate evenimentele, au dat cele mai importante, da, care sunt mai vizibile și mai... De impact. De impact. Bineînțeles că fiecare politician ar probabil că mai important se găsește aici, fiecare eveniment mai important. Istoria Republicii Moldova se scrie, până la urmă 2016 a fost un an foarte și foarte important din punct de vedere a ceea ce se numește traseul de mai departe Republicii Moldova. Pentru că în 2016 s-au întâmplat două evenimente foarte importante. În primul rând, să nu uităm că... Chiar anticipați întrebarea mea. Evenimentele anului, care ar putea fi? Sunt mai multe, bineînțeles. Da. Eu aș scoate evidență două evenimente. Asta e 20 ianuarie, când s-a reușit instalarea guvernului Filip, care a semnat sfârșitul crizei politice. Și instalarea unui guvern care a reușit să stabilizeze într-un fel sau altul țara. Și alegerile prezidențiale, care, bineînțeles, că au adus un președinte de altă culoare și care trebuie încă să vedem care vor fi efectele de durată medie și lungă a acestui eveniment, pentru că este evident că un președinte de altă culoare, un parlament, cu majoritate parlamentară și un guvern de altă culoare, se vor afla într-o competiție de idei, într-o competiție dură, care, din punctul meu de vedere, se va finaliza într-un fel sau altul la alegerile parlamentare, pe care le vom avea anul viitor, mai degrabă. Nu văd premizii pentru anul ăsta ca să fie alegeri parlamentare, sincer vorbind. Acum partidele se află într-o regrupare de forță, în special segmentul de dreapta și de centru are nevoie de o restructurare profundă. Vedem că apar și noi jucători. Partidul, de exemplu, Acțiunea și Solidaritatea abia e creat anul trecut, are câteva luni de activitate. Chiar dacă are un lider care a ieșit în turul 2, oricum partidul e slab, are nevoie de construcție. Partidul, ați văzut și în asta ultimul sondaj devastator pentru Partidul Demnitate și Adevăr, care s-a coborât la 3 puncte. Acest partid nu poate funcționa fără televiziune. El e partid creat de televiziune, Jurnal TV. Nu e Jurnal TV, nu e partidul, da. Deci el e evident că sunt legate între ele. Și așa mai departe. Până la urmă, centrul tot e într-o problemă, pentru că Partidul Democrat e într-o restructurare. Are un nou președinte, trebuie să gestioneze treburile țării, toate greutățile. Un nou președinte care a și fost în umbră, dacă am putea spune așa. Oricum, să știți că ducea greutatea de imagine acestui partid, facea munca de teren. Acum, bineînțeles că domnul Lupu se duce în planul 2, el nu se mai regăsește deja nici în funcție de prim-vicepreședinte, dar rămâne în partid. Eu cred că domnul Lupu are în continuare acolo greutate și eu știu foarte bine că în cadrul PD îl simpatizează membrii. Va trebui să, repet, pentru PD de ce e complicat? Pentru că el este partidul puterii. Este partid instituționalizat, partid care trebuie să dea rezultate, să aducă ceva vizibil în buzunarul omului, dacă pot să mai spun așa, crescând pensiile, crescând salariile, crescând bunăstarea economică, creând locuri de muncă. Mai ușor să fii în opoziție, să strici jos guvernul sau să promit salarii de 1000 de euro, dar mai greu să aduci un salariu real de 200 de euro în buzunarul omului și să rezolvi probleme cu Fondul Monetar Internațional, cu Uniunea Europeană. Iar acest almanah, bineînțeles că este un instrument util pentru mine, la fel este un instrument util, eu l-am frunzărit, o să-l citesc mai atent, o să văd care sunt anumite accente puse aici, pentru că Igor face lucruri de calitate, sperăm că acest almanah, bineînțeles că va fi o tradiție. Cu toate că astăzi internetul bate totul, dar și când ții în mână ceva așa durabil și îl pui undeva în bibliotecă, îți prinde bine o dată în an, o dată în 2 ani să vezi ce a fost, de exemplu, în 2016, fiind în 2017 sau în 2015. Domnule Volnițchi, domnul Mihaiș a pomenit ceva despre opoziție. Întrebarea mea este pe aceeași lungime de undă. În urma elaborării acestui almanah, ce ați constatat? Opoziția din Republica Moldova este cea care ar trebui să fie, se ridică la așteptările alegătorului și până la urmă, care este scopul unei opoziții într-o țară?
În 2016 am avut o față a opoziției, iar acum, la începutul anului 2017, vedem o cu totul altă față a opoziției. Și voi explica ce am în vedere. Anul 2016 a fost unul foarte agitat din punct de vedere politic și opoziția s-a regăsit în acele evenimente, de multe ori reușind chiar să-și impună punctul de vedere pe agenda politică a țării. La acele evenimente la care s-a referit și domnul Mihăieș, investirea guvernului Filip, opoziția și-a văzut rolul său în a protesta, a contesta legalitatea guvernului. Ulterior s-au mai organizat și alte proteste. Apoi opoziția și-a văzut rolul său în colectarea de semnături pentru acel referendum care așa și nu a avut loc de modificare a Constituției. Vă aduceți aminte evenimentele din lunile martie, aprilie, mai și ulterior. Apoi opoziția și-a văzut rolul său în încercarea de a se consolida și a înainta un candidat unic, lucru care a reușit cel puțin unei părți a opoziției, cea considerată de centru-dreapta, PLDM-ul, PAS-ul, PPDA-ul. Apoi opoziția și-a luat rolul de avocat în mare parte al diasporei care, mă rog, invoca încălcări ale dreptului de vot al cetățenilor de peste hotare în procesele care au urmat după turul 2 de scrutin în alegerile prezidențiale, adică într-un fel sau altul opoziția a avut o agendă, a avut anumite preocupări. Ceea ce vedem la începutul anului 2017 nu arată deloc bine pentru opoziția de centru-dreapta. Nu știu care e cauza, că e iarnă și iarna de obicei activismul politic scade, în special dacă nu ești la guvernare, că își spune cuvântul campania electorală destul de grea alegerilor prezidențiale care a solicitat un efort destul de mare al opoziției. Cert este că acum noi atestăm o pasivitate sporită a opoziției de centru-dreapta din Republica Moldova. Există opinia că această opoziție acum se regrupează, caută o formulă de a-și impune punctul de vedere pe agenda politică a țării. Dar există și opinia că opoziția este într-o ușoară derută. Nu știu dacă e ușoară, poate e și mai accentuată. Însă acum ce avem noi la zi? Avem un tablou deloc bun pentru opoziția de centru-dreapta. Avem o lume politică bipolară, la un pol al căruia este președintele Dodon, iar la celălalt este majoritatea de guvernare declarată pro-europeană, iar președintele Dodon are simpatii, viziuni, mai mult pro-est. Și iată, avem această luptă, această contrapunere. Unii zic că e artificială, alții zic că este una reală. Mă rog, mai puțin contează aceste detalii, cel puțin pentru cetățeanul de rând din Republica Moldova. Ei văd două tabere. Și atât în această lume bipolară s-a cam pierdut opoziția de centru-dreapta pro-europeană. Și eu zic că dacă această opoziție nu își va reface pozițiile, riscă să rămână încă mult timp pe tușă, iar acest lucru nu o avantajează în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate, despre care tot ei vorbesc, și chiar din perspectiva alegerilor parlamentare ordinare pe care le vom avea la anul. Și dacă mai permiteți, o să mai deschid o paranteză. Văd două agende foarte clare, cel puțin eu așa le citesc printre rânduri, pentru că nu toate sunt declarații deschise. Văd guvernarea care tot mai des se zice că ar intenționa modificarea sistemului electoral. Văd aceeași guvernare care pune un accent pe reorganizarea guvernului și în context se vehiculează diferite scenarii, inclusiv despre posibile modificări ale structurii coaliției de guvernare. Văd de cealaltă parte un președinte, președintele țării, preocupat de sporirea împuternicirilor sale și vorbind chiar despre un posibil referendum la această temă. Văd un președinte care avertizează clar și guvernul și majoritatea parlamentară că dacă nu va fi anulată legea ce pune întoarcerea furtului miliardului din sistemul bancar pe umerii cetățenilor, atunci va urma încă un referendum. Prin urmare, văd niște actori politici care, cel puțin declarativ, au o agendă cât de cât structurată. Și, din păcate, nu văd deocamdată agenda pe care intenționează să meargă opoziția de centru-dreapta pro-europeană. Bine, aici sunt câteva nuanțe care trebuie, într-adevăr, să le discutăm. Noi avem, ca să zic așa, câteva segmente ale opoziției, da? Trebuie să încercăm să le vedem care sunt ele. În primul rând este opoziția de centru-dreapta de care a vorbit Igor. Aici este grupul de partide care își coordonau activitățile, cel puțin până la alegerile prezidențiale, PLDM, PAS și PPDA-ul, adică Sandu, Năstase și Cibotaru. Aceste partide au obținut un anumit succes atunci când Maia Sandu a venit în turul 2,
pentru că i-a reușit să dezbată voturile de la uniuniști. Uniuniștii au fost aruncați la margine și tot rezultatul lui Ghimpu și al Guțu au fost foarte mici. Deci uniuniștii au preferat să meargă pe votul util. Și asta a fost marea lor victorie, nici cauză. Se putea întâmpla ca un unionist, dacă ne uitam în sondaje, că uniuniștii aveau 15% plus 15% simpatie, 15% ferm și 15%, puteau să arunce ei un candidat bun și să ia locul pentru turul 2. S-a mai întâmplat și în România, când am dat Vadim Tudor, de exemplu, cu Iuliescu în 2000. Aici nu a fost cazul. Deci uniuniștii n-au avut un candidat puternic, n-au știut să joace cartea și au luat un rezultat foarte slab. Însă au pierdut alegerile, pentru că victoria lui Dodon înseamnă nu doar o înfrângere de moment a acestui segment, pentru că s-au investit mulți bani, multe eforturi. Eu am vorbit cu multă lume din aceste partide, din special din cel din PPDA. Au rămas dezamăgiți, ei credeau că trebuie să meargă Năstase în turul 2 cu Dodon. Poate că aveau dreptate. Cine știe, poate Năstase câștiga în fața lui, dar poate nu câștiga, dar oricum. Duetul ăsta nu cred că mai va putea să fie restituit Năstase Sandu. Am auzit pe Maia Sandu spunând că ea va merge singur în alegeri, l-am auzit pe Antonia Sandu spunând că o să se mai analizeze, dar oricum, unul dintre aceste două partide va muri, nu va ajunge în Parlament. Este evident că PPDA-ul este candidatul la moarte politică numărul 1. De ce se întâmplă la ora actuală pe dreapta? Trebuie să vorbim și despre dreapta unionistă. Acolo există două, trei partide și două, trei figuri care încearcă să catalizeze. Este nou jucător pe acest teren, este Anatol Șaloaru, care acum lucrează foarte intens, din câte cunosc eu. Se discută cel puțin. Partidul Unității Naționale o să fie un jucător pe acest câmp, alegerile viitoare, asta e sigur. Peleu, jucătorul tradițional, care rămâne să lupte pentru segmentul de 10-15% de unioniști fermi. Pe acest segment se vor mai lupta și Pavlicencu și doamna Guțu, să vedem dacă vor avea loc anumite fuziuni sau nu. Deci sunt două mari grupări pe dreapta și pe centrul dreapta. Unioniștii și cei pro-europeni. Avem o serie de partide și pe stânga care nu sunt semnificative, care nu cred că o să poată să pună probleme socialiștilor și comuniștilor. Aici avem și pe Usatăi, care e o mare semn de întrebare dacă Usatăi nu revine Republica Moldova, din punctul meu de vedere, acest partid nu trece în viitorul Parlament. Pentru că deja el e în descreștere, în ultimul sondaj are 3% de, hai zic așa, nucleul dur. Cândva nucleul dur era 6% la partidul lui Usatăi, partidul nostru. Dacă Usatăi nu reușește să revină în Republica Moldova, din punctul meu de vedere, acest partid nu va trece în viitorul Parlament și socialiștii cu comuniștii vor fi prezenți. Eu cred că Voronin mai are potențial electoral de circa 8%. 6-7-8% rămân. O să treacă pragul 100, Voronin încă mai are. Și socialiștii, bineînțeles, care sunt acum dominanți pe acest segment. Ce se întâmplă cu partidele extraparlamentare? Sunt câteva declarații de intenții. Aici l-aș numi, de exemplu, hai să zic așa, pe Șalaru, am spus, care încearcă să coalizeze. Cred că Marcel Darei, cu Frontul Salvării Moldovei, va încerca să meargă pe tema populistă, să ocupe locul lui Usatăi, dacă Usatăi nu revine Republica Moldova. Din punctul meu de vedere, partidul ăsta ar putea cumva să speculeze pe anumite probleme și să-și construiască un anumit electorat. Pentru că populismul este o temă, și cuvintele populiste, dacă sunt în România, Uniunea Salvați România, a trecut în Parlament. Partidul a apropo creat cu câteva luni înainte de alegeri. Bine că ei s-au antrenat mult la primăria Bucureștiului. În Republica Moldova, eu cred că tot există pentru partidele populiste un 10-20%. Deci, pe ansamblu, jucătorii mari, pe segmentul de centru, PD-ul rămâne. PD-ul, v-ați spus, este un partid care este instituționalizat bine. Acum depinde foarte mult de sistemul electoral. Vom avea sistemul mixt sau vom avea sistemul pe liste de partide sau sistemul uninominal pur. Sunt trei variante care se discută acum și nu știu care dintre ele va rămâne sau va fi implementat până la urmă. Eu sper că va fi un sistem mixt. Și vă spun de ce. Pentru că el este un sistem mai apropiat și de cetățeni, și de elitele regionale, și de elitele politice care nu sunt angajate în marile partide. Deci el e mai permisiv, dă drumul la mai multe forțe în societate să fie reprezentate. Dar să vedem care va fi proiectul. Eu nu știu, astăzi nu știu, pot să-mi dau seama care o să fie un proiect care s-a implementat, dar dacă o să fie un proiect mixt, bineînțeles că asta va avantaja într-o formă sau altă partidele care astăzi sunt în arcul guvernamental, pentru că ele au posibilitatea să manevreze, să aibă candidați mai mulți, pentru că până la urmă, într-o cursă pe liste, eu nu știu dacă intră mai mult de 4 partide în Parlament, o să intre PD-ul, PCRM-ul, PSRM-ul garantat, 3, și restul tot să semnă întrebări. Domnule Volnițchi, în a doua jumătate a anului 2016 a apărut această discuție în societate legată de modificarea sistemului electoral. Vreau să vă întreb, se poate întâmpla să se întâmple ca în 2017 să avem schimbarea legislației la acest capitol? Vom avea alegeri mixte?
Există premise reale? Există premise, judecând după declarațiile care se fac, că schimbarea sistemului electoral va avea loc, pentru că, din câte se vede și deja se vede cu ochiul liber, schimbarea sistemului electoral avantajează inclusiv partidele din actuala guvernare, iar atunci când cei care dețin votul majoritar în Parlament sunt interesați și sunt avantajați eventual de un asemenea sistem, evident că șansele ca el să fie introdus sunt foarte și foarte mari. Altceva este că cum va arăta noul Parlament, pentru că potrivit unor informații care deocamdată se discută neoficial în anumite cercuri politice, nu există certitudinea că vor rămânea 101 deputați. Noi toți vorbim de 50% din deputați care în baza unui sistem electoral mixt vor fi aleși pe liste de partid și alți 50% în baza circumscripțiilor uninominale, pentru că înțeleg că până la urmă acest sistem ar fi mai agreabil și ar satisface și interesele celor care mai pledează pentru liste de partid și interesele celor care văd utilitatea în vot în baza circumscripțiilor uninominale. Dar cifra care se vehiculează neoficial în acest sens este 71 de deputați. Să vedem atunci cum va arăta un parlament format din 71 de deputați, dintre care jumătate, 35-36, vor fi aleși în circumscripții uninominale și restul pe liste de partid. Va fi un parlament destul de neomogen și eu cred că ar putea la un moment dat să apară anumite probleme legate de funcționalitatea lui și foarte mult va depinde de modul în care, dacă se va modifica sistemul electoral, vor reuși să se grupeze forțele politice, să creeze un nucleu în post-electoral în jurul căruia să adune toți acești neuroni, dacă e termenul corect, care vor gravita undeva în spațiul politic, în spațiul parlamentar, dar care nu își vor găsi punctul lor de atracție, pentru că atunci când ai 101 deputați, ai spațiu mai mare de manevră. Atunci când ai 71 de deputați, evident că spațiul de manevră este mult mai mic. Dar, deocamdată, acestea sunt doar teorii. Teorii care au la bază ceva real, pentru că întrebarea dumneavoastră pornea de la cuvântul real, au la bază ceva real și judecând după interesele pe care le au partidele politice care dețin capacitatea de a vota o modificare la codul electoral, cel mai probabil vom avea o modificare de sistem electoral, cel mai probabil nu va fi o variantă radicală, votul uninominal, spre exemplu, dar va fi ceva mixt. Va aduce aceasta stabilitatea politică mult dorită? Nu știu. Se vor mai limpezi? Nu știu. Spuneam mai sus pentru că problemele vor apărea bine. Dintr-un punct de vedere e bine că avem că oamenii vor avea dreptul să-și aleagă singuri măcar o parte din deputați, dar din alt punct de vedere pot apărea acele probleme de funcționalitate parlamentară despre care eu vorbeam mai sus și care vor apărea în prim plan în perioada post-electorală. La prima etapă, orice modificare de acest gen, la prima etapă presupune și anumite disfuncționalități. Depinde cât de rapid vor reuși să se organizeze partidele ce vor accede în Parlament, chiar și unii deputați independenți care vor accede în Parlament pentru a depăși disfuncționalitățile respective. Și vă dau doar un exemplu. Chiar și reforma constituțională din 2000, care se părea că merge ceas la prima etapă, ea a mers ceas pentru că Vladimir Voronin și Partidul Comuniștilor au reușit să creeze un precedent în politica moldovenească, obținând în urma unor alegeri parlamentare în baza sistemului electoral proporțional, majoritate constituțională. De asta a mers bine, pentru că ei au avut capacitatea respectivă de a alege președintele așa cum prevedea reforma din 5 iulie 2000. Dar uitați-vă că din 2009 am intrat într-o criză îndelungată și reforma care ne se părea salvatoare și care 8 ani a mers ceas, a început să genereze probleme și probleme destul de mari. De aceea eu și spuneam că foarte mult depinde de cei care vor accede în Parlament și de capacitatea lor de a se organiza rapid și de a depăși eventuale disfuncționalități care nu au cum să nu fie la această etapă. De altă parte, Igor, aș vrea să atrag atenția la un element foarte important. Sistemul mixt nu va permite instalarea unei dictaturi republicane niciodată. Care este pericolul cel mai mare a listelor de partid? Ceea ce am spus, sigur, vine un partid care câștigă 50+1 și instalează pe 4 sau pe 8 ani un sistem autoritar, cum a fost regimul Voronin. După 2009, noi am avut totuși, de ce am avut o minimă democrație Republica Moldova? Pentru că am avut totuși dispersat votul.
în 4, în 5 partide care au fost nevoite să meargă la anumite negocieri. Chiar dacă a mers greu, guvernarea cu multe certuri, a fost totuși o acțiune care a dus democrație în Republica Moldova, pluralism de opinii, presă liberă, avem, cred că, cea mai liberă presă de regiune. Și vă spun asta fără niciun fel de îndoială. E mult mai liberă ca România și Ucraina, asta e garantat. Dacă acum jurnal TV și-a asistat emisia, dar vă aduceți aminte ce emisiune era acolo. În etier direct erau numiți toți în tot felul, fără niciun fel de responsabilitate ce era. Ok, că asta deja este un abuz, dar eu dau ca exemplu. Acum, revenind la care este plusul cel mai mare a sistemului mixt? În primul rând că el niciodată nu va permite ca vreun partid sau vreun lider, oricine ar fi el, oricum nu l-ar chema pe el, oricâți bani ar avea, nu va putea să instaleze dictatura în Republica Moldova și niciun sistem autoritar măcar. Pentru că automat vin 50 de deputați cu mesajul de jos de la cetățeni, cu susținere directă a cetățenilor. Da, deputatul poate să intre într-o majoritate parlamentară pe anumite condiții, dar el oricum nu este venit pe lista de partid, el nu este dependent de liderul de partid care a plătit locul, care a asigurat un loc adus în parlament, el și-a luat un mandat singur. Și a fi foarte greu să-l manevreze, chiar dacă el, o parte dintre ei vor intra într-o majoritate, alții nu. Se micșorează rolul partidilor care, din păcate, în Republica Moldova au ajuns SRL-uri și toți recunosc chestia asta. Domnule Mihai, și în ultimii ani, până la urmă, unele partide politice, asta și vroiam să zic, au devenit SRL-uri, dar ne-a demonstrat că un deputat se poate și cumpăra. Păi asta și problema, când partidele au pierdut credibilitate. Dați-mă să ajungi de opinie. Unii s-au plătit partidele la capitolul încrederea populației. Zero. Jos. Oamenii, în circa 80% din cetățeni, doresc alegeri directe ale deputaților, a președintelui și așa mai departe. Și aceste... în cazul unei forme electorale, să zic, mixte, nu ar exista pericolul corupției de către partidul majoritar? Repet, pericolul coruptibilității rămâne valabil și într-un sistem mixt și nu unul pe liste. Dar diferența e enormă, v-am spus care este. Deputatul este independent, el n-a venit pe lista unui partid. El poate să decide să intre într-o mare parte, poate să iasă de acolo. Deci vor fi mult mai liberi deputații în a lua o decizie. Și liderii regionale vor fi prezente în Parlament, în mod legitim. Poate să stacă în Parlament și anumiți lideri de opinie, ceea ce acum este imposibil absolut. Uitați-vă cine este în Parlament. Sunt 3-4 persoane la fiecare partid care au deciziile, care finanțează partidul, care iau cuvântul. Restul stau acolo cu ani și nu au nicio inițiativă. Sunt la număr. Deci e un Parlament mult mai viu, mult mai interesant, cu o reprezentare mult mai largă. Vedeți cât de rigoare. Până la urmă, există și riscul întotdeauna. Dar problema este următoare. Noi nu mai putem să continuăm pe sistemul de partide pentru că el aduce corupție mare. Republica Moldova este cea mai sărată țară din Europa. Din ce cauză? Eu cred că și din cauza sistemului din 94 pe de partide. Din 94, Republica Moldova a avut niște deputați vii. Era interesant să privești Parlamentul. Oamenii erau deputați cu personalități, cu valoare într-o cetate. Acum, noi, partidele așa au împărțit felii Republica Moldova și asta nu este bine deloc absolut. Trebuie să schimbăm. Eu cred că nu trebuie de mers pe chestii peste radicale, gen 71 deputați, 51 deputați. Asta este populist al lui Andrei Năstase. Eu cred că pe Dieu merge pe mintea șubrii de lui Andrei Năstase, pentru că asta, în piață a fost cerința asta. Da, că avem prea mulți deputați. 101 sunt puțini. Sunt foarte puțini. Dacă să luăm așa, să comparăm cu țările de pe jur, raportat ca și la populație și la câți oameni devine un deputat, 101 este echilibrat. Reducerea numărului de deputați mărește posibilitatea de dictatură în Republica Moldova. De asta mai trebuie. Noi nu trebuie regim Voronin, nu aduce niciun fel de beneficii. În condiții actuale, în care Republica Moldova stă între Ucraina și România, două țări ancorate ferm în relații cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană, ați văzut că mitul Trump deja, practic, la ruși a căzut. Era mitul ăsta că vine Trump și vine interesele naționale Statele Unite și devine Rusia pilonul mondial numărul. Nu există așa. Trump a fost pus la loc, unii consilieri s-au demisionat. Statele Unite este un sistem foarte puternic care, indiferent cine e președinte, el lucrează și îi pune pe toți la respect. Ultima declarație, ați văzut că i-a bătut tot de contul lui Trump. Crimea, Rusia trebuie să dea înapoi, încă mai dur decât Obama. Deci nu trebuie să fim naivi. Republica Moldova, geopolitic, se află în câmpul gravitațional al Uniunii Europene și al Statelor Unite. Trebuie să avem relații excelente cu Rusia, fără îndoială. Trebuie să încercăm să vorbim cu ei pe toate temele posibile, dar nu să cedăm de interesul național. Dar cel mai important este ca Parlamentul să fie acel loc viu, să se iei deciziile undeva în altă parte, în Parlament. Și atunci sistemul mixt, reprezentarea regională, reprezentarea elitelor naționale, este mai echilibrat decât sistemul când trec 3 partide care au mulți bani. Ce înseamnă liste de partide? Înseamnă că partidele care au mulți bani domină viața politică și economică a Republicii Moldova. Pentru că nu poți, cu un partid mic care nu are bani, să faci campanie electorală și nu poți să ajungi în Parlament. Oricât de buni n-ar fi oamenii din partidul tău. Asta este elementar. Domnule Volnițchi,
Un cercetător, în același timp politolog, zicea chiar în titlul unei cărți că se vând idei și oameni în perioada asta contemporană. Revin la ceea ce îl întrebam pe domnul Mihăieș. La noi, chestia cu deputații mai este valabilă și pentru 2017? Eu recent am publicat un editorial în care mă refeream la 5 posibile scenarii ce ar putea marca începutul sesiunii parlamentare și nu erau scenariile mele, erau scenarii care aveau la bază informații, unele mai puțin oficiale, altele chiar neoficiale cu totul, care se vehiculează în mediul politic și cu toții știm că se vorbește, că la începutul sesiunii parlamentare vor urma anumite anunțuri și așa mai departe. E posibil. Din acest punct de vedere, vedeți că cine ar putea să le interzică deputaților respectivi să procedeze într-un fel sau altul? Nimeni. După cum nu le-a interzis nimeni nici până acum. Ei răspund deocamdată doar pot să răspundă din punct de vedere moral. De aceea, dacă se va procede la modificarea sistemului electoral, eu înțeleg temerile pe care le formulează partidele care sunt împotriva modificării sistemului electoral. Ei zic că din nou vor urma cumpărări de deputați, plasări de candidați camuflați în, pe diferite circumscripții, care după alegeri își vor arăta fața adevărată. Da, e posibil. În Republica Moldova orice e posibil. Și nu zic că e vorba doar de scenarii pe care le-ar putea pune în aplicare actuala putere. Asemenea, scenarii poate pune în aplicare orice partid din Republica Moldova, inclusiv un partid de opoziție care guvernează la nivel local într-un raion și nu-și simte prea sigure pozițiile, poate camufla un anume candidat sub formă de independent, plasându-l ca și candidat al altui partid. De aceea și vorbeam despre vulnerabilitățile sistemului și pentru a diminua din aceste vulnerabilități, pentru că nu le poți exclude totalmente, după cum nu poți exclude totalmente nici vulnerabilitățile sistemului proporțional pe care le avem acum și efectele căruia le vedem de multe ori în Parlament, inclusiv ceea ce ați spus dumneavoastră, manifestându-se prin vânzări, cumpărări, trădări și așa mai departe. Deci eu ziceam în alt editorial că dacă vom ajunge să discutăm în termeni reali despre modificarea sistemului electoral, trecerea la unul uninominal sau mixt, ceea ce cel mai probabil se va întâmpla, trebuie să privim problema mult mai complex, mult mai larg. Să nu se modifice doar legislația electorală, să se modifice și legislația administrativă, de ce nu și legislația penală și așa mai departe, să se prevadă anumite sancțiuni pentru acte, fapte de corupere politică, cu atât mai mult că noi avem deja prevederi legislative în vigoare, votate și de Parlamentul precedent, dacă nu greșesc, da, chiar de Parlamentul precedent, care prevăd sancțiuni pentru coruperea alegătorilor, anumite sancțiuni pentru alt fel de devieri de la normalitate, de la un sistem democratic. Și modificarea legislației conexe cu cea electorală este, în primul rând, în interesul actualei guvernări, care, spuneam, e avantajată de o eventuală modificare a sistemului electoral. Însă, atât timp cât actuala guvernare, votând eventual modificarea sistemului electoral, nu va prevedea și un șir de pedepse pentru manifestări nefirești, pentru manifestări improprii unui stat democratic, atât timp asupra ei vor plana anumite suspiciuni. Deci eu zic că actuala guvernare ar trebui prima să pună problema. Dragi colegi din opoziție, nu știu dacă le pot spune ei dragi, vă temeți că va fi corupție politică? Ok, noi vrem să vă demonstrăm că intenția noastră este doar să apropiem puterea de popor, să oferim cetățenilor dreptul de a controla deputații într-un mod mai eficient. Haideți să prevedem împreună, noi venim, sau veniți voi cu unele propuneri. Haideți să ne așezăm la o masă rotundă și convenim. Se acceptă de principiu modificarea sistemului electoral și e vorba doar de probleme care țin de coruperea, vânzarea, cumpărarea deputaților. Dacă da, atunci haideți să căutăm soluții pentru acele probleme. Dacă nu, atunci haideți să vedem care e altă problemă. Deci și spuneam că dacă se va pune problema artificial, tăiem codul electoral, uite așa și așa, îl hăcuim cum ne place nouă în acest moment, vor fi suspiciuni, vor fi proteste, e și firesc. Domnule, iar dacă problema va fi abordată mult mai larg, atunci vom proceda ca un civilizat. Eu sunt de acord, deci am vrut să completez chestia cu responsabilitatea. Oricâte legi n-am face noi, cât de severe n-ar fi ele, dacă deputatul e corupt și vine să se corupă în Parlament, nu pot să opri fenomenul ăsta doar prin măsuri de punitive, prin măsuri de restricționare legislativă și prin înăsprire codului penal. Eu cred că aici e vorba și de educație, și de maturitatea partidelor politice,
și de rolul presiei, care trebuie să fie foarte important în societate, pentru că cazuri corupția sunt și în Parlamentul din Marea Britanie, mai ales în acela România. Apropo, eu undeva am citit un articol că România, jumătate de deputați în Parlamentul trecut și-au schimbat partidele. Tot, e o cifră mai mare ca în Parlamentul Republicii Moldova. Iar un partid care a trecut în Parlament, până la sfârșitul parlamentar, a rămas fără deputați. Partidul Dan Iaconescu. Asta e record mondial, național, care în Republica Moldova nu l-a bătut, nici în Republica Moldova că nu l-a bătut. Domnule Mihăieș, eu vreau să vă întreb. Actorii politici aleși pe liste uninominale au o viață mai scurtă? Vreau să vă spun în felul următor. Eu țin minte foarte bine Parlamentul din 90-94, pentru că eu, 90 fiind student, am fost în vreo 3 circunscripții și am luptat, cum am fost, voluntar. Da, da. Am ajutat câțiva candidați să devină deputați. După asta am avut acces la acest deputat, am vorbit cu ei, am văzut cum lucrează guvernul Drug și guvernul Sanghel, etc. Eu vreau să spun că dacă luați și priviți puțin cronica Parlamentului 90-94, să vedeți cât de aprins erau discuțiile în Parlament, cât de greu se votau legile, cât de greu se ajungea la un compromis, cât de vii erau discursurile. Și comparați cu ce s-a întâmplat după ce s-a revenit pe liste, este o diferență extrem de mare. Când au ajuns 2-3 oameni să decidă toate lucrurile. Adică, până la urmă, listele parlamentare ce înseamnă? Înseamnă 2 oameni din fiecare partid care decid. Restul nu decid nimic, absolut nimic. Pentru că aceștia 2 oameni găsesc finanțare, ei decid cine sunt pe liste și așa mai departe. Deci eu cred că o să fie mult mai interesant în Parlamentul nostru. Uitați-vă în Marea Britanie. Vă place? Cum, cât de frumos se discută, cât de aprins se discută. Vine primul ministru acolo, participă la discuții, pentru că ei sunt aici uninominal în Marea Britanie. Deci, nu putem vorbi despre faptul deci, că acești actori vor avea o viață politică eu cred scurtă. Eu cred că deputații care vor veni pe uninominal, chiar dacă o parte din ei vor fi mascați al partidilor, zic acolo nu știu cât, un procent oricare, dar în schimb vor veni și multe caractere. Vor veni mulți oameni care sunt lideri de opinie în Republica Moldova, care n-au nicio șansă să mergi la unui partid. Dar, în schimb, vor merge direct la cetățeni și sunt convins că mulți vor fi aleși. Știți, vă dau un singur exemplu. În 1990, da, Partidul Comunistul avea toate instrumentele în mână. Și KGB-ul, și miliția, și poliția, și banii, și totul. Dar știți că ei au pierdut alegerile din 1990. A pierdut alegerile din 1990 în Republica Moldova, Partidul Comunistul, fracțiunea lor în Parlamentul din 1990, era mai mică decât toți deputații care erau din alte fracțiuni. Era la egalitate undeva cu fracțiunea Frontului Popular. La început, pe urmă, Frontul Popular s-a ramificat în mai multe fracțiuni. Dar problema este următoarea. Ei au pierdut alegerile având toate instrumentele. Deci oamenii nu i-au votat pe comuniști, au votat pe alții, pe independenți, au votat oameni de la Edinstă, de la Frontul Popular, de oriunde. Pentru că nu poți duce la oameni și nu poți să-i cumperi pe oameni cu orice bani. Dacă nu ai o personalitate care să meargă în teritoriu, care să vorbească cu fiecare cetățean, să explice pe limba lui toate întrebările, nu-l votează oamenii. Nu mai merge chestia asta că în fiecare sat poți să duci cu orez și să-ți cumperi votul. În unii sate a mers asta, dar nu în toate. Așa că eu cred foarte mult în sistemul ăsta mixt. Repet, eu sunt împotriva unui sistem pur uninominal. Pentru că, dar eu sunt pentru un sistem mixt în care partidele și-ar păstra rolul lor important în societate de coagulare. Partidele sunt instituții importante ale societății civile. Ele trebuie păstrate, trebuie întărite, trebuie să luptăm pentru curățirea partidelor, pentru modernizarea lor, dar sistemele astea ambele au plusuri și minusuri și atunci când facem un sistem mixt, ambele sisteme se completează unul pe altul și dau o democrație mai mare decât listele de partid. Listele de partid înseamnă sistemul autoritar. Și nu cred că dumneavoastră vă place un sistem autoritar, nici mie nu-mi place. Și ultimul aspect la care aș vrea să atrag atenția, da, este foarte important că sistemul mixt permite intrarea în politică a unor forțe noi politice. Da, la noi putem să vorbim despre, acum dacă vorbim, noi suntem într-un fel de stagnare. În 2009 a fost o leacă de schimbare de fețe. A venit PRD-MEU cu anumite fețe noi, a venit PL-ul. Dar uitați-vă că din 2009 suntem în 2017. Practic suntem cu aceleași fețe în Parlament, care ei decid cine vine în Parlament. Sistemul mixt o să permită apariția unor lideri carismatici care o să meargă din urma lor oamenii, o să creeze noi partide. Deci sistemul o să fie în continuă mișcare și concurență. Domnule Bolnițchi, mai avem un minut la dispoziție. Vreau să vă întreb, dacă rămâne în același sistem de votare, peisajul politic pentru anul 2018 la parlamentare se va schimba? Dacă rămâne sistemul proporțional, da. Eu aici o să-mi permit să nu fiu puțin de acord cu domnul Mihăieș, nici cu precedentul sondaj. Eu cred că în următorul parlament avem șanse foarte mari să vedem dacă sistemul rămâne neschimbat, 6 partide minimum. Și da, care ar fi ele? Iată, să începem așa. Eu zic că, în primul rând, cele mai mari șanse le-ar avea PSRM-ul, dacă președintele Dodon menține același tempo, chiar dacă nu mai este liderul acestui partid, totuși el e asociat cu Partidul Socialiștilor, mai organizează un referendum, 2 mai
se mai trage puțin de păr cu actuala guvernare, mai vine cu două, trei inițiative și eu cred că aceasta plus rezultatul echipei PSRM le va asigura un rezultat bun, probabil prima poziție. De pe stânga, cred că șanse mari aici, sunt de acord cu domnul Mihăieș, le are totuși domnul Voronin, el este un brand politic în Republica Moldova, are totuși structuri care sunt trecute, nu multe i-au rămas, dar oricum sunt trecute deja prin toate încercările. Nu aș fi de acord că PN-ul lui Renato Usatăi nu trece. Eu cred că trece. Deoarece... Eu am spus că cu ce condiții? Că dacă el vine înapoi în țară, nu trece. Dacă nu vine în țară, nu trece. Pentru că ziceam că totuși Renato Usatăi are acum, partidul său are 12 centre raionale din 36. E o resursă apreciabilă și primarii lui, da, e o resursă administrativă apreciabilă și anume în baza acestei resurse, chiar și cu imaginea liderului care a avut de suferit ca urmare a... O imagine șifonată. Bine, da, vedem dacă admitem că e șifonată, dar totuși el are 12 raioane, are și vreo 30 de sate, sate destul de importante și am văzut cât de bine s-a mobilizat acest partid în susținerea lui Dumitru Ciubașencu la prezidențiale, asigurând un 6%. Asta celelalte partide? Celelalte partide, eu cred că ar fi PAS, PPD-ul și PD-ul. Desigur, PD-ul iarăși la PD e comparabil, au o resursă administrativă apreciabilă și o capacitate de mobilizare nebună, care s-a văzut în sprijinul domnului Lupu în prezidențiale. Asta mă face să zic că vom avea 6 partide dacă nu se schimbă sistemul. Domnule Volnițchi, domnule Mihăieș, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Atât am reușit în cadrul Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!